Academia de Poliție o prezență nouă la turneul final al campionatului universitar. Povestiți-ne puțin despre parcursul echipei până la această fază. Faza de zonă, organizată în București, s-a desfășurat în condiții foarte bune. Am fost plăcut surprins de organizare, plus și de modul cum s-a desfășurat toate jocurile. A fost un parcurs bun al echipei noastre. Noi ne dorim pentru prima dată să participăm și să fim cât mai fair play față de celelalte adversare, mai ales că noi nu cunoaștem celelalte echipe decât Politehnica. Noi am ocupat locul 2 în această fază de zonă. Echipa noastră, așa cum spune și Academia de Poliție, sper să fie cea mai disciplinată și sper să avem un parcurs cât mai bun. Care considerați că sunt punctele forte ale echipei dumneavoastră? Puncte forte? Aș putea să spun grupul unit care îl avem, plus contează foarte mult în jocurile noastre disciplina de grup, care asta sper să facă diferență. Nu avem niște jucători excepție, să spun. Sper să joace și cu capul, nu numai cu picioarele. Și cel mai bun să câștige. În urma tragerii la sorți, ați picat în grupă cu rivala din faza zonală, cu Universitatea Politehnică București. Credeți că veți întoarce rezultatul? În fotbal se poate orice, ca și în fotbal. Dar ca valoare și asta, sunt fericit și pot să spun că o echipă mai bună decât noi. Pot să afirm acest aspect. Nu cunosc celelalte două echipe și celelalte șase echipe, de fapt. Nici celelalte două echipe din grupa noastră și celelalte patru din cealaltă serie. Dar acesta nu pot să afirm despre celelalte, dar în schimb despre Politehnica pot să spun că au o echipă foarte bună. Și noi sperăm, mai ales că avem și primul joc, să facem un moment cât mai bun. Aveți un mesaj pentru studenții care vă urmăresc de acasă? Normal, să le ținem pumnii și sper că cel mai bun să câștigi. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc!